Când te doare capul, ești răcit sau te doare măseaua, primul medicament la care te gândești este banalul paracetamol. De fapt, acesta nu este lipsit de pericole, ba din contră. Conform Unica.ro, în Statele Unite ale Americii, supradoza de paracetamol este principala cauza insuficienței hepatice acute, iar Food and Drug Administration plănuiește să micșoreze doza maximă care se poate cumpăra fără prescripție medicală, anunță Washington Post. Supradozele apar în primul rând pentru că oamenii consideră paracetamolul un medicament banal care nu are efecte secundare și contraindicații. De fapt, el este hepatotoxic, ajunge să depășiți numai puțin doza zilnică recomandată și efectele se văd deja, chiar și dacă ești o persoană sănătoasă. În al doilea rând, paracetamolul intră în compoziția multor medicamente vândute sub diferite nume de marcă, nume care îi induc în eroare pe majoritatea oamenilor. Și în România, paracetamolul este unul dintre cele mai folosite antipiretice, ne-a spus Corina Dragomir, farmacist la KentoPharm. El mai are și efect analgezic, deși se poate lua nu doar pentru răceală și pentru cefalee, dureri dentale, menstruale și sciatice. Este recomandat ca antipiretic celor care nu pot lua aspirină. În această categorie intră cei care fac tratament cu anticoagulante, cei cu probleme gastrice sau hematologice și copiii care riscă declanșarea sindromului Ray după tratamentul cu aspirină. În mod evident, paracetamolul are beneficiile sale, însă nu este lipsit de pericole, așa cum am putea crede. În cantități mari, medicamentul produce citoliză hepatică, adică ruperea celulelor din ficat, ne-a explicat Corina Dragomir. Ce înseamnă cantități mari. Doza maximă admisă este de 2 grame pe zi timp de 5 zile. După această perioadă, tratamentul trebuie întrerupt. O singură pastilă poate să conțină în jur de 500 de miligrame de substanță activă, deci doza maximă este de 4 pastile pe zi timp de 5 zile. Problema este că paracetamolul, substanța activă, intră în compoziția mai multor medicamente care se vând sub diferite forme, nume ce nu includ cuvântul paracetamol, deci ne pot induce în eroare. Este posibil ca o persoană să ia în aceea zi un Coldrex pentru o febră sau Saridon pentru o durere de cap și eventual un Panadol pentru o durere menstruală, neștiind că toate aceste medicamente sunt de fapt bazate pe aceeași substanță activă, paracetamolul. Astfel apar supradozele care produc citoliza hepatică. Printre produsele care conțin paracetamol se mai numără Teraflu, Efaraglan, Dalerox, Fervex, Algozon Forte, Codamin, Aspidol. Pentru mai multă siguranță se recomandă citirea prospectului care spune exact ce conține fiecare medicament și în ce cantitate. La doza zilnică vor contribui, bineînțeles, toate medicamentele care conțin paracetamolul, indiferent de forma lor, comprimate, supozitoare, băuturi fierbinți. Unele dintre produsele menționate conțin o combinație de paracetamol și cofeină, combinație despre care se spune că ar fi foarte periculoasă pentru ficat. Cel puțin așa arată un studiu american publicat cu ani în urmă. Cofeina provenită din cafea sau medicamente ar spori efectele hepatotoxice ale paracetamolului. Bineînțeles că efectele negative se constată după doze mari din ambele substanțe, mai ales dacă în același timp se consumă și alcool. Dacă studiul este corect sau nu, însă nu se știe cu siguranță, cert este că specialiștii ne recomandă să fim prudenți și să nu amestecăm cofeina, alcoolul și paracetamolul, iar dacă luăm medicamente ce conțin combinații, să nu exagerăm. Paracetamolul este contraindicat celor care suferă de hepatită virală, insuficiență hepatică și renală, relatează Unica.ro.